Mai mult, medicii de familie nu se pot ocupa și de programarea la vaccinare a pacienților, pentru că sunt deja copleșiți de alte activități, iar activitatea medicală are de suferit. Irina Badrajan, de pildă, are pe lista ei 1700 de pacienți. Centrele de vaccinare, iată că nu sunt încă constituite, pentru că trebuiau să fie stabilite de foarte multă vreme, că se știa că va fi asta, să găsească personalul care să fie, să fie un pic instruit acest personal, pentru că nu-i chiar așa cum credem noi că te duce acolo și ce. Medicii care vor fi acolo trebuie să fie apti să dea un prim ajutor, pentru că de asta sunt, supraveghează toate aceste lucruri, au o discuție cu pacientul referitor la ce boli a mai avut sau ce mai se întâmplă acolo. Asistentele trebuie și ele instruite puțin, cum să extragă din flaconul de vaccin, cum să facă, cum să dea și el un ajutor dacă se întâmplă ceva. Ei, toate astea nu s-au făcut încă. Abia s-a dat un fel de, o veste că se fac înscrierile pentru aceste centre. Nimeni nu va putea să stea de dimineață de la 8 până la 8 seara și, afară de asta, vor trebui organizate niște ture, nu se poate altfel. Ei, la început era o poveste cu voluntariatul, după aceea s-a schimbat povestea că voluntar este numai înscrierea în aceste centre și că o să plătească personalul acestor centre. După aceea au început să arunce mingea în curtea noastră, a medicilor de familie. Nu vă supărați, eu nu cred că asta este merirea noastră să facem noi înscrierile, pentru că în ce ne transformăm? Și nici nu o să avem nici timpul, nici ce o să putem. Vreau să vă mai spun că au spus, bun, persoanele peste 65 de ani se vor putea înscrie pe platformă sau la call center-ul, a căror număr probabil dat peste tot, în sfârșit. Cei care nu se descurcă pot să apeleze la, mă rog, persoane mai tineri din familie sau în sfârșit. Păi, ce o să fac eu asta în locul a... Eu am 1700 de pacienți, hai să spun că o parte dintre ei sunt mai copii, mai nu știu ce, dar restul? Irina Badrajan, care este și secretar general al Colegiului Medicilor Suceava, spune că medicii de familie habar nu au ce au de făcut în continuare. Deși nu foarte mulți, sunt medici care vor să se implice, dar problema este că centrele de vaccinare nu sunt organizate. Campania de vaccinare este complet nepregătită, susține medicul sucevean. După părerea mea, și poate un cuvânt cam tare, este ridicol tot ceea ce se întâmplă, complet nepregătit și care aruncă o lumină absolut nefavorabilă în ceea ce privește organizarea acestui sistem sanitar în țara noastră. Noi la ora actuală habar nu avem ce avem de făcut în continuare. Implicarea noastră poate să fie ca și prezență la centrele de vaccinare. Au fost colegi care pot să ducă, dar pe un timp limitat. Deci, vreau să vă spun că, sigur, e bun și banii aceia. Noi ne-am fi dus și așa, dar suntem marea majoritate foarte bătrâni. Cu regret spun asta și cu fanii, foarte mare tristețe, pentru că tare m-aș fi dus și eu, dar nu pot să stau în picioare mai mult de o oră sau să fac lucruri din astea. Și ca mine sunt mai mulți. Nu asta este problema. Problema este că centrele de vaccinare, mă refer acum la Suceava, nu sunt organizate, s-au propus 5 centre de vaccinare, că încă nu sunt gata. Și atunci, până atunci, se va face numai la nivelul ambulatorului din spitalul Suceava, până când vor fi organizate acele centre. Între timp, cel puțin un lucru urma să fie lămurit. Plata pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, era pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri, 15 ianuarie, ziua în care a fost programată să înceapă a doua etapă de vaccinare.